I found the ditch. The ditch on him. Cât de aproape e Hristos de noi, de fiecare. Și totuși, între cât și El sunt veșnice hotare. Cât de frumos este Iisus, cum nici un grai n-arată. Și totuși, cât de mulți se duc și nu-L văd niciodată. Ce bun e glasul lui Hristos, ca mana cea cerească. Și totuși câți din cei chemați mor fără să-L cunoască. Ce clar e adevărul sfânt și ce lumină ascunde. Și totuși câți din cei ce-L spun în veci nu-L pot pătrunde. Ce dulce-i dragostea de sus, cum inima desfată și totuși câți o tot tânjesc și n-o știu niciodată. Ce lângă toți e Dumnezeu, ce slavă ni se îmbie, și totuși câți merg necrezând în iad pe veșnicie. Și totuși câți merg necrezând în iad pe veșnicie. Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Drept răspuns, Iisus i-a zis, lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și au văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Și aș vrea să mai citesc și din Epistola Sfântului Pavel către Tit, câteva versete, și zice așa, căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Iată-ne, iubiților noștri, așa după cum de fiecare dată la începutul acestor mari sărbători a nașterii Mântuitorului Hristos, pe care le-am sărbătorit în fiecare an. Și acum suntem aproape la sfârșitul sărbătorilor. După aceea nu că se termină sărbătorile, dar și noi intrăm în repaus. Dar am vrea să spunem că parcă vremea aceasta și timpul acesta, cu ocazia acestei mari sărbători, acestui mare praznic al nașterii Mântuitorului Hristos, am avut o bucurie extraordinar de mare. Și așa cum spuneam, ne aflăm la... Mâine este ultima zi a acelui mare om al lui Dumnezeu, Sfântul Ioan Botezătorul, pe care îl mai sărbătorim. Și se încheie și ragul acestor sărbători din
anul care a rămas în urmă și anul pe care l-am început. Am căutat să citesc aceste pasaje din Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, deși știm, am auzit de multe ori despre botezul Mântuitorului Hristos, despre îndemnurile sfinte pe care acești mari oameni ai lui Dumnezeu ni le-au dăruit dintotdeauna și pe care le-am auzit fiecare dintre noi. Și după cum și cuvântul spune, adevărul știți care este? Că oamenii se botează, dar nu se nasc din nou. Oamenii se pocăiesc, dar nu se schimbă. Este așa sau nu? Așa este, iubiților noștri, pentru că, așa cum spunea fratele Ionică, chiar mi-a plăcut așa de mult aceste cuvinte, pentru că este un adevăr. Așa cum spunea fratele, că și chiar cei din familie nu-l înțeleg. Eu, în familia mea, am fost făcut pocăit. Probabil că nu mă duc la... Înțelegeți. Dar nu e nicio problemă. Să dea Dumnezeu să fim într-adevăr pocăiți. Să nu fim numai cu numele. Să fim oameni botezați și născuți din nou. Pentru că cuvântul sfânt al lui Dumnezeu ne relatează aici două botezuri. Botezul cu apă pe care îl face toată creștinătatea. Și botezul cu Duhul Sfânt și cu foc pe care atât de puțin îl fac. Și m-aș întreba, eu pe mine și frățiile voastre, pe frățiile voastre. Cei ce s-au botezat de mici și au rămas doar numai botezați, cum va fi starea lor? Pentru că și cei care s-au botezat prin Duhul Sfânt și cu foc, și cei botezați în apă, ne vom prezenta în fața lui Dumnezeu. Și ce vom răspunde atunci? Dragilor noștri, am găsit scris într-un dicționar biblic și aș vrea să citesc și zice că nu există nici un lucru care să sugereze că vreun scriitor al Noului Testament ar fi pus semnul de egalitate între botez și nașterea din nou. După cum se spune că botezul este nașterea din nou, dar nu e adevărat. Botezul în apă ne dă un act, ne înregistrează în documentele bisericii că suntem creștini ai bisericii. Pe când botezul cu Duhul Sfânt și cu foc schimbă lăuntrul nostru. Schimbă lăuntrul nostru. Și parcă mă gândesc așa și fratele Traian spunea în... ați citit frățiile voastre, poate n-ar avea niciun rost să vă mai spunem. A fost o profeție aceasta. Când se va ajunge starea aceasta a Duhului sectarist și Duhului formalist. Deci, Duhul sectarist și Duhul formalist. Poate în vremea fratelui Traian nu exista așa ceva. Dar acum, în vremea noastră, există, iubiților noștri. Pentru că Sfântul Pavel spune acolo lucrurile acestea, că în vremurile din urmă, și Mântuitorul Hristos spune,
în vremurile din urmă oamenii vor fi. Cum aminteau frații, iubitori de date, de obiceiuri, de, mă rog, de toate, absolut, lucrurile acestea vremelnice și trecătoare, dar așa de puțini vor fi aceia care vor fi iubitori de Dumnezeu. Și în fața lui Dumnezeu, iubiților noștri, nu vom avea acces în felul acesta, adică acces avem, dar nu vom moșteni viața veșnică, unde va fi bucuria și fericirea veșnică, prin felul acesta pe care mulți dintre noi îl trăim și îl manifestăm în viața de pe pământul acesta. Aveam o discuție chiar acasă cu cineva de acolo și zice că da, într-adevăr, așa este, dar zic, măi, zic, tu și tu, pentru un liceu, pentru o facultate, pentru o meserie, a fost nevoie să te sacrifici? Te-ai dus așa fără să te pregătești, fără să înveți, fără să... Te-ai dus așa, gata, mă duc, sigur iau. Nu! Zice că m-am pregătit, am cercetat, am studiat și am ajuns în starea aceasta. Zic, da, foarte frumos. Și zic, dacă pământește în lucrurile acestea vremelnice și trecătoare, este nevoie de atât de multă luptă și jertfă și osteneală în mântuirea sufletului, credem că vom ajunge așa că, gata, suntem creștini ortodoxi, suntem în oastea Domnului și gata, hai, veniți încoace, cum spunea fratele tău de multe ori. Vine cu șnea cu coșarca și le duce în rai. Nu, dragilor noștri. Dacă nu căutăm să împlinim cuvintele acestea prin care suntem îndemnați și sfătuiți de fiecare dată, în fiecare sărbătoare, în fiecare duminică, în fiecare întâlnire din aceasta, dacă nu căutăm să împlinim cuvântul acesta al lui Dumnezeu, va rămâne doar o formă, dar tăgăduindu-i puterea lui Dumnezeu. Și amestecate nu se poate. Amestecate nu se poate. Bine că acum să nu credeți că eu spun lucrurile acestea că sunt perfect. Nu sunt perfect nici eu, dar mă lupt. Și să ne luptăm fiecare dintre noi, pentru ca, într-adevăr, cununa aceea pe care, așa cum spune cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, că s-a dus să ne pregătească un loc, ca acolo unde va fi El, să fim și noi. Ei, dragilor noștri, pentru locul acesta este nevoie de o schimbare, este nevoie de o transformare, nu în exterior, pentru că exterior, într-adevăr, ne spălăm, ne luăm haine frumoase, curate, ne aranjăm, ne pieptănăm, pantofi curați, mă rog, arătăm perfect, dar lăuntrul nostru, lăuntrul nostru, dacă nu-l schimbăm, să știți că e grav. Spuneam la sora Ileana Ungureanu acolo că, într-adevăr, să știți că așa este. Așa se vede. Am fost acum două săptămâni, anul trecut, adică, și am dus la cineva niște calendare. Și a început să spună, frate, uite așa, uite așa, uite așa, uite așa. Nu vă spun nimic ce mi-a spus. Dar atât vreau să spun, căci la timpul acesta și la vremea aceasta, copiii nu mai ascultă de profesori. Soții nu mai ascultă de soții. Soțiile nu mai ascultă de soț. Și acum s-a ajuns și problema aceasta gravă, că și în lucrare nu se mai ascultă de nimeni absolut. Face fiecare ce vrea și cum vrea fiecare. Dar nu e bine, fraților noștri, pentru că Mântuitorul Hristos în rugăciunea aceea, ce a spus
Tatălui. Tată, mă rog ca toți să fie una. Iată, aceasta o dorește, iubiților noștri, Dumnezeu de la fiecare, și nu numai de la cei din locul acesta, ci de la întreaga creație a acelui om și ființă pe care Dumnezeu, așa cum spune, a făcut-o după chipul și asemănarea Lui. Dorește ca într-adevăr să fim, cum s-a amintit aici, cu adevărat niște copii ai Lui Dumnezeu, născuți nu din sânge sau din voia firii vreunui om, ci născuți din Dumnezeu, din cuvântul Lui Dumnezeu. Pentru că dacă suntem născuți din Dumnezeu, urâm lucrurile care nu sunt plăcute lui Dumnezeu. Dar atâta timp cât trăim și cu una și cu cealaltă și cu cealaltă, din cauza aceasta, iubiților noștri, apare umbrele acestea de întuneric peste sufletele și peste ființele fiecăruia dintre noi. De aceea, mulțumim lui Dumnezeu pentru ziua aceasta de astăzi. Mulțumim pentru cuvântul acesta pe care Dumnezeu ni l-a pus pe inima noastră și pe sufletul nostru și în ziua aceasta de astăzi, că noi trebuie să ne pocăim, să ne schimbăm viața noastră. Aceasta o dorește Dumnezeu. Și să schimbându-ne viața noastră, într-adevăr, vom deveni fiecare dintre noi niște copii ai lui Dumnezeu, născuți din cuvântul lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!